o determinare în plus dacă te uiți pentru cei de la filmul Bucureș și la această fază. A spus foarte mult, iată această infiltrare acolo, centrare, în care ajungi, gol! Gol! Gol, gol, gol! Este 1-1 în acest moment. Presiunea oaspeților dă rezultate și cel mai folosit jucător al primei reprize, Tomozei, în opinia mea, reușește să înscrie și să egaleze. El este Tomozei, Marius Tomozei, jucătorul celor de la ASEA Târgu Mureș. Corectă decizia, bună și decizia de a valida sesionalizarea centralului Cătălin Cușin. Pe băieții lui Dan Alexa, atât câți fotbaliști de la Timișoara sunt în fața careului, Tomozei, bună penta, centrare cu piciorul drept. Egalând pe final, dar să nu ne grăbim, mai sunt 2 minute și jumătate. Atacă Tomozei pe partea stângă, reușește. Avansează acum Tomozei, întâmpinat acolo de Raul Costin, trece și de Tofan, reușește centrat. Bună această trecere a lui Tomozei. Tomozei continuă. Liber. Nou Pușcaș. Silviu Pană. Minge apare foarte bine aici în stânga pentru Marius Tomozei. Tomozei trece de un adversar. Vine foarte hotărât să-l deposedeze. 24 după cele 3 goluri încasate în prima repriză. Ceva nemulțumit pentru Tibi Petriș, care are și probleme medicale, am impresia. Acest corner executat la prima bară. Priză bună pentru Teodor Treacă, apoi îi trimite lui Tomozei, urcă pe daful stânga de la Mioveni, un dribbling, îl încearcă și pe cel de-al doilea, pasează la Dariei Gavrilova, tot diseară la ora 20, tot în sferturi, la sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Tomozei se descurcă foarte bine, fundașul stâng al Mioveniului, ce acțiune personală de toată frumusețea. În acest moment. Așadar, ne putem bine partida. A reușit să o țină pe CSM Mioveni în terenul ei. A și marcat Tomozei cu o centrare care traversează care de 6 metri. Plac. Prea tare pe Stainu. Dar și pasa a fost puternică. De Blănaru, care întoarce pentru Țugui. Același Blănaru în căutarea sa a vrut să-i paseze lui Pirău, un foul pe Tomozei în luptă directă cu Radu Motreanu, care protejează foarte bine, la fel și Tomozei, însă se ține bine la dublaj Alex Pirău. Tomozei îl depășește și pe Pirău și pe Motreanu, centrează însă modest. Aiza foarte bine recuperează această minge. Până la Kimbriș. David greșește aici pasa, încearcă Mioveniul un contraatac. Da, Iașul lui doar rezervă în această seară. Îl vom vedea în repriza a doua, probabil. Da, spunea Laurențiu Roșu că... Pe momentul lor de construcție, că din jumătatea trebuie exact o lună câștigată de cei de la Mioveni, însă Steaua a folosit puțin jucători de la prima echipă. Aici o primă intervenție a lui Momoldrin, undeva mai în stânga. Greșește aici Achim. Lovitură liberă pe Rusia, din păcate nu suntem prezenți. Iată intervenția asupra lui Tomozei, care rămâne totuși în posesie. Tomozei, excelent, centrează în fața porții. Este acolo Valentin Alexandru. Faultat Tomozei. Minge care ajunge la Tomozei. Tomozei urmărit aici de Manole. Tomozei reușește să centreze, respinge Leca. Ceea ce a făcut mai devreme lui Davide Petrucci. CFR Cluj își ușurează misiunea din această după-amiază. Blocat.
A fost Ionuț Tănase, Tomozei, viteză bună, rezistă Tomozei Botiș. În care Valentin a fost puternic, un marcator. Jocul cu Valentin, care a pus să arunci baloane care Ece, foarte bine acolo Tomozei, din nou Munteanu, într-o situație bună Munteanu. Să vedem centrarea lui Munteanu în fața porții. Este frumutat de la Sporting Putești. Faultul al pandurilor, Șandru, poate juca și mijlocaș central, dribling al Tomozei, la stângă, Vali Alexandru din 4-5 metri a șters mingea cu capul, mingea a trecut puțin pe lângă poarta lui Sigo, o ocazie uriașă. Tomozei, feintă de centrare, îl întoarce pe Marta, trimite acum în careu. Dumnezeu va juca tot acasă, Sportul Snagov, din ce a fumat și va avea aici la Arad. A primit o singură dată gol în ultimele 8 partide. Astăzi avem de la ora 16 pe Digi Sport 1 meciul demonstrativ. O valiză lansat de FC Brașov. Cusu. Așa poziție de fundaș lateral stânga. Vedeți că e jucaș ofensiv, jucaș de bandă. Încercat o pătrundere această acțiune. Este împrumutat de la Sporting Putești, da? Apoi din Belgia, de la 21-30 pe Discord 3, se joacă Bever în Standard Liege, de la 22 din cur terenului. Gugu egalizează Aiza cu o deschidere pentru Alexe. Călin Criste, rea minge pentru Valentin Alexandru. Am tot vorbit despre acest drăghician, pentru că nu știu că se produce acea metamorfoză pe care dorea Dan Alexa după pauză. Bencea. Să vedem dacă va centra Neguț, încearcă să trimite din cădere. Și 9 de ani, un lot interesant pe care îl propune și Clinceniul. Nu joacă, însă, cel puțin nu din primul minut. Ei folosesc însă prea mult cele două flancuri și cele lungi. E deocamdată un joc foarte la... Deja a venit Astoica, a ieșit. Încă 10 minute, chiar 9 până la finalul acestei partide, plus prelungiri, 3-0, victoria așadar pentru Călăraș. Să vedem cu ce scor. Vede foarte bine pe Axinte, în cealaltă parte a terenului. Axinte
urmărit de Tomozei, care îi face senzație. Popaliuc. Tomozei este cel care câștigă posesia pentru echipa sa. Nervos pe Ioan Mera în anumite faze. Probabil își dorește foarte mult ca echipa sa să câștige acest joc și să o facă. Se descurcă aici. Silva Ute și acum posibilitatea de contraatac strătilă cu doi adversari lângă el. Îi cam subestimează însă. Au dus până la urmă cele 3 puncte pentru trupa lui Dan Alexa. Aici e o acțiune promițătoare. Grecu. Mingea este respinsă în corner de Tomozei. Mingea recuperată de... Arbitrul îi face semn lui Rădescu să se ridice. Acum probabil fanii Revenului și-a da, și o partidă amicală în urmă cu exact o lună câștigată de, de cei de la Mioveni, însă Steaua a folosit Burceanu pentru William de Amorim. E din nou da, spunea Oprița. Urmează partide grele pentru noi. Semifinalele Cupei României. Miercuri este Steaua Dinamo. Joi, CFR Cluj, ASEA Târgu Mureș. Două partide care pe care... Botoșaniul în aceste momente este o echipă căzută din toate punctele de vedere. Pasează Juan Carlos Nuvie. Este blocat regulamentar de Tomozei. Jurul dreptului Zlatinski. Continuă Olteni. Dei, AK, vine bine acolo, Madson, pentru Zlatinski, Bancu, sunt momente în care... Anastasie, intervenția lui Tomozei, e contraatac, strătilă, e un jucător recunoscut pentru viteza sa, strătilă, blocat, nu obține nimic. Dei. Tricoului ACS Oli Timișoara, fotbalist de 30 de ani. Degajare a portarului Marius Botoșev. Minge undeva în jurul, în zona mijlocului terenului. A doua echipă, ambele echipe conduc în acest moment, ale Craiovei conduc în acest moment în deplasare cu 1-0. Un jucător al oaspeților este căzut. De ca titular și chiar ca și capitanul echipei. Oprița bine găsit. O preluare bună pentru Oprița. Și doar atât, pentru că e în coasă. Un meci cu multe goluri frumoase astăzi. Vali este 3-1 pentru Metalul Reșița și Oltenii speră din nou. Un meci frumos, un meci spectaculos, chiar dacă unii... Tunician în Liga 1. Acum să-l vedem pe Bumba. Bumba, viteză bună, nu apucă să dea drumul la minge. Marius Tomozei. Șansă. Pe prima scenă, atacant de 26 de ani. Să vedem dacă va reuși Călin Cristea. Arbitrul
legea aspeților, au fost ceva proteste. Partea fotbalistilor de la Dunărea Călăraș. De la UTA, o vedem aici pe Curtuiuș. Este Cristei, scapă în careu, foarte bine, serie de dificilitate. Și o victorie, dar încă o neglijență acolo, flacul drept al lui Alt Greștal. Astăzi avem de la ora 16 pe Digisport 1 meciul demonstrativ. Avansează Pintili, centrarea pentru Achim Prean, spate însă. Și acum Gugu are ceva spațiu, poate avansa, încearcă să-i trimite lui Nilă, care atacă foarte bine această minge. Nilă, continuă, careu, Nilă, gol! Acolo! Te-a spus că gol! Te-a spus că gol! Vâlcea Cupa României. Era o perioadă frumoasă, boema fotbalului românesc. Wow, foarte căratat aici, șansa de gol pentru Vâlcea. Ajuns mai repede poartă și reușește să scrie de gol. E adevărat, Vasile. Și apoi progresează foarte bine atacul celor de la Dunărea. Vine centrarea pentru 0-3, Dipesia Timișoara, Asupului Timișoara 0-2, Sportul Snagov Foresta 2-0. O centrare în careu și ce ratare! Acum Tomozei și Neagoie nu prea s-au văzut. Neagoie a apărut la acea finalizare. Tomozei oprește mingea. Pasă bună pentru Neagoie, care centrează. M-aș chinui să investesc foarte mult, pentru că știu că dau baraj cu o echipă cu resurse oricum mai mici decât a mea. Da. Numărul 88 este cu idealul pionier, pentru pionier și să înceapă! Amauri primește această minge, în fața sa este scânteie, Tomozei, centrala lui Tomozei și este nu! Ce ocazie! Claudiu Niculescu să ne facă o surpriză plăcută și nouă. Surpriza plăcută ar fi și un lucru de egalitate, ținând cont că e o contracandidată, dar 5 de minute pentru FC Argeș. Foarte bună această combinație, Tomozei pe jos cu Acu. Centrare foarte înaltă, Pană, bate și vântul la Călăraș. Impresia că acest lucru... Du-te! Mulți jucători. Veniul insistă în banda dreaptă, pressingului Neacșu. A degajat Tomozei. Tomozei se descurcă foarte bine, fundașul stâng al Mioveniului. Ce acțiune personală de toată frumusețea, pasă, elegantă. David greșește aici, pasa, încearcă Mioveniul un contraatac. Da, bună această construcție încă din jumătatea proprie. Am văzut că... Asta scurtă până la Boldrin și acum William de Amorim, Toșca, cred că a exagerat puțin, stau aici cu pasele din prima. Și acum Nilă. Pasă acum în partea stângă pentru Tomozei. Au o echipă omogenă Dunărea. Vine mereu cu niște completări simpatice, crempul arenei.